Comunitatea parohială romano-catolică Sfinții Apostoli Petru și Paul din Târgu Neamț a celebrat miercuri 29 iunie Hramul Bisericii. Sfânta liturghie solemnă a Hramului de la ora 11 a fost celebrată de părintele Luis Moraru, decan de Piatra Neamț. Împreună cu părintele Ferenț Stancău, vicedecan de Piatra Neamț, alături de care au concelebrat 7 preoți. Un alt motiv de sărbătoare a comunității parohiale a fost sâmbătă 2 iulie, când preasfințitul Aurel Bercă a administrat Sfântul Mir copiilor și tinerilor din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Corhana, județul Neamț. Andreea Mihuț, care face parte din parohia din Târgu Neamț, a primit și ea taina Sfântului Mir. Au fost momente de har și de bucurie pentru întreaga comunitate. Pentru al doilea an consecutiv, voluntarii din Colping, filiala Uituz, au organizat un eveniment caritabil pentru 20 de copii fără posibilități din localitate. În perioada 30 iunie-3 iulie, voluntarii au petrecut 4 zile alături de acești copii la Casa Colping din Ploscuțeni. Acțiunea a fost posibilă datorită membrilor Colping din Uituz și Ploscuțeni. Din programul taberei putem aminti jocuri, concursuri, ateliere de lucru, plimbări, participarea la Sfânta Liturghie, vizitarea unei brutării locale, foc de tabără, spectacolul din ultima seară, toate condimentate cu bucurie neprețuită pe fețele acestor frumoși copii. Dacă pentru majoritatea copiilor cu posibilități astfel de acțiuni par banale, pentru acești copii a fost prima participare la o tabără de mai multe zile. Au admirat aproape orice, de la microbuzul cu care s-au deplasat, la vederea unui tren, la traversarea unui oraș, jocurile cu mingea și alte activități. La Satul Nou, județul Bacău, a avut loc cursul pentru logodnici sâmbătă 2 iulie, la care au participat două perechi, una din Satul Nou și una din Pralea. S-au mai adăugat logodnicilor și 3 soții mame care au dorit să aprofundeze și mai mult frumusețea vieții lor de familie. Pe lângă noțiunile principale despre căsătorie, familie, vocație, comuniune, iubire, dialog, paternitate și maternitate responsabilă, viață și respect, s-a vorbit și despre conceptul de dar. Logodnicii au înțeles că sunt un dar unul pentru celălalt și că secretul fericirii în viața de familie stă tocmai în tratarea partenerului de viață ca pe un dar primit chiar din mâinile lui Dumnezeu. Sâmbătă 2 iulie, un grup de pelerini din parohia Galbeni au mers în pelerinaj la Poarta Sfântă de la Cacica. Pelerinii au fost însoțiți de părintele Gabriel Farcaș, paroh de Galbeni. Pelerinajul a cuprins trecerea prin Poarta Sfântă, Sfânta Liturghie, o oră de adorație, rozarul Divinei Îndurări și momente de rugăciune personală. În perioada 30 iunie-3 iulie, în parohia Sfânta Fecioară Maria Regină din Coman, județul Bacău, au avut loc zilele familiei și ale milostivirii, coordonate de părintele Felician Tiba. În aceste zile, credincioșii au participat la liturghiile cu tematici speciale, la spovadă și la împărtășanie. Dacă Dumnezeu ne-ar fi pus să cărăm pietre de moară, dintr-o parte în alta era o problemă, dar dacă ne îndeamnă și ne pune să ne iubim unii pe alții, de ce ar fi o greutate? Au fost cuvintele care i-au impresionat pe cei care au participat la aceste zile dedicate familiei și milostivirii. Parohia Târgu Trotuș din Decanatul de Trotuș are un nou paroh. La propunerea ministrului provincial al fraților minor conventual, Teofil Petrișor, preasfințitul Petru Gherghel l-a numit pe părintele Benoni Solomon paroh de Târgu Trotuș. Luarea canonică în posesie a parohiei s-a făcut la 3 iulie în prezența părintelui Teofil Petrișor și a altor preoți concelebranți. Părintele Benoni Solomon s-a născut la 14 februarie 1977 în localitatea lui Zicălugăra. La 1 septembrie 2001 a făcut profesiunea voturilor pe viață. A primit Ordinul Diaconatului la 4 octombrie 2002 și a fost hirotonit preot la 1 august 2003. După hirotonire, a activat în Italia. Preasfințitul Petru Gherghel se află în perioada 30 iulie într-o vizită în Austria. Excelența sa a trecut pe la Bad Deutsch-Altenburg, locul de naștere al episcopului martir Anton Durcovici. De asemenea, excelența sa a mers la Bregenz, unde paroc și decan este părintele Pavel Solomon și a participat la manifestările ocazionate de sărbătorirea a 50 de ani de existență a parohiei Sfântul Columban. De asemenea, s-a întâlnit cu preoții români care activează în Austria, a trecut pe la Graz și urmează să se întâlnească cu cardinalul Christoph Schönborn. Excelența sa se va întoarce în România la 10 iulie.
Seminarul Liceal Sfântul Iosif din Bacău organizează a doua etapă de admitere în clasa nouă, profil teologic. Înscrierile se vor face la 20 iulie la sediul Seminarului Liceal Sfântul Iosif din Bacău între orele 9 și 15 după amiaza. Se pot înscrie absolvenții de gimnaziu care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani și care au media minimum 9 la purtare. Candidații vor susține probele de aptitudini scris și oral în ziua de 21 iulie la ora 9 la Seminarul Liceal Sfântul Iosif din Bacău. Afișarea rezultatelor se va face la 23 iulie. De reținut este faptul că cei care doresc să vină la seminar în a doua sesiune nu trebuie să depună fișele cu opțiuni în propria școală la prima repartiție computerizată, deoarece vor fi repartizați automat la o altă școală. Pentru mai multe informații, cei interesați sunt invitați să se adreseze propriului paroc sau să acceseze site-ul ercis.ro.